Ideea pentru acest video a venit de la o conversație pe care am avut-o cu un profesor de la facultate. Nu știu cum a venit vorba, dar am început să discutăm despre politică. Mi-a zis că el nu mai are niciun fel de încredere în clasa politică din România, că oricum sunt niște corupți toți și că orice am face nu putem schimba nimic. La care un coleg de-al meu a zis că da, oricum nu ai cu cine să votezi, toți sunt apă și un pământ. E bine, când am auzit chestiile astea, am devenit puțin iritat. Sub afirmațiile astea se află două lucruri care de fapt sunt foarte periculoase pentru spiritul uman, și anume dezinteresul și resemnarea. Știu că nu e cool să-ți pese de politică atunci când ești tânăr, ai alte probleme, școală, distracție și gagici. Dar eu cred că noi români avem o problemă foarte gravă cu educația civică, mai degrabă lipsa ei. Și faptul că nu ne pasă de ce se întâmplă în societate. Noi să fim bine, restul nu contează. E bine, și tu mergi pe aceleași drumuri, stai în aceleași clădiri dărăpânate și vezi aceleași gunoaie pe stradă. Deci te afectează fie că vrei sau nu vrei. Și avem prostul obicei de a blama pe oricine altcineva în afară de noi. A, ce e vina mea că sunt găuri în asfalt? Ce e vina mea că oamenii nu au ce mânca? Ce e vina mea că sunt salariile ăștia așa mici în țară? Nu e vina mea, e vina guvernului, e vina celor de sus, e vina altcuiva. Ba, e vina ta. Conducătorii sunt oglinda oamenilor care i-au ales. E vina ta că toate astea se întâmplă. E vina ta că nu iei nicio acțiune în legătură cu asta. Guvernul nu e o forță extraterestră care ia decizii pentru tine. Sunt tot oameni pe care tot tu i-ai ales acolo. Sau mai grav, nu i-ai ales, i-ai lăsat pe alții să aleagă pentru tine. Pentru că nu ți-a păsat. Și tocmai asta vor să te convingă. Să nu-ți pese prin resemnare și în acțiune. Să poată să facă orice fără niciun fel de repercusiune și pedeapsă. Tu ești un complice dacă nu te interesează. De asta suferă mulți români. Complici prin nepăsare și dezinteres. Dacă tuturor românilor le-ar păsa de ce se întâmplă în societate, nu le-ar mai permite parlamentarilor să ia orice decizie vor. S-ar revolta, ar ieși în stradă, ar ieși la vot, mai important. Dar suntem într-un cerc vicios, pentru că parlamentarii, conducătorii, își fidelizează oamenii prin mită, prin favoruri, prin pensii speciale. De fapt, cea mai mare problemă este faptul că oamenii se lasă corupți. Și acum vorbesc cu tine, cu tânărul de 18 ani care te uiți la acest video și tocmai ai primit dreptul de vot. Tu ești cel care poate aduce schimbarea prin schimbarea comportamentului tău. Schimbarea pornește de la individ, de la tine, nu de sus. Schimbarea poate veni și de sus, dar nu e sustenabilă, nu e trainică. Doar schimbarea care vine de la persoană la persoană este de lungă durată. De ce poți să faci tu, băiatul sau fata de 18 ani? Începe cu tine, întreabă-te cum pot să mă îmbunătățesc comportamentul, cum pot să mă compor mai frumos cu oamenii, cum pot să văd bine de prima dată în oameni. Apoi uite-te în jur, uite-te în camera ta, vezi patul nefăcut, vezi dulapul plin de haine murdare. Fă ordine, pune-ți camera în ordine. Apoi treci mai departe, uită-te pe stradă, vezi o groapă în asfalt, vezi o casă dărăpânată. Întreabă-te ce aș putea să fac eu să schimb toate lucrurile astea. Uite, o să-ți dau un exemplu. La mine la țară, în județul Olt, unde oamenii se ocupă în mare parte cu agricultura, era un câmp plin de gunoaie pentru că oamenii mergeau să-și arunce deșeurile acolo pentru că nu aveau unde altundeva și așa au fost învățați. Nu exista mașină de gunoi, mașina de gunoi nici nu trecea pe acolo. Și treceam pe acolo pentru că mă duceam cu taică-meu la pescuit în Olt, da? Și mă zgâia pe ochi priveliștea aia, pentru că era un câmp, cât vezi cu ochiul, plin de deșeuri și de mizerie. Și m-am gândit, bă, ceva nu e în regulă, chiar nu se ocupă nimeni de chestia asta, chiar nu vede nimeni să facă ceva în legătură cu asta. Și am început să caut pe internet ce soluții sunt dacă pot să fac o reclamație în sensul ăsta, să vină cineva să curețe zona aia. Și ce să vezi, era o soluție, și anume Garda de Mediu, instituție de stat care se ocupă cu protejarea spațiilor verzi. Poți să faci sesizare la ei foarte ușor pe Facebook. Le trimiți zona exactă și câteva fotografii, iar ei vor veni acolo să inspecteze. Și ce face mai departe Garda de Mediu? Vine, pune primăria să facă curățenie și le dă amendă. Și ai putea zice, bravo mă, Edi, după ce că oamenii aia sunt vai de mama lor săraci în satul ăla, le-ai mai dat și amendă, că oricum banii, amenda nu o plătește primarul, o plătesc tot localnicii de acolo, pentru că ei plătesc taxe și impozite la stat. Și ai dreptate. Le-am făcut un rău pe moment oamenilor ălora.
Dar am făcut un bine principiului după care eu mă ghidez, și anume, dacă nu opui rezistență răului, viața devine un iad. Dar ăsta e exact mesajul acestui video. Să te implici, să te implici, pentru că schimbarea nu vine de niciunde altundeva decât de la tine. Și schimbarea vine, deși vine greu. Într-un final, după 2 ani, de când a făcut eu sesizarea aia, au băgat coșuri de gunoi și mașină de gunoi la mamaie în sat. Și ce crezi că face mamaie? Pune florile peste coșul de gunoi, că na, arată mai bine. Schimbarea, mai ales de mentalitate, vine foarte greu, poate niciodată. Dar am mare încredere în tine, am mare încredere în tine, pentru că prin noi se poate schimba cu adevărat ceva. Noi avem oportunitatea să facem o schimbare în bine în România. Nu te lăsa niciodată descurajat de mentalitatea celor bătrâni care spun că nu se poate. România s-a schimbat. În ultimii 10-15 ani, România s-a schimbat în bine, și ca mentalitate, și ca infrastructură, și ca oportunități. Dar mi se pare că e mult prea înceată această schimbare. De asta, hai să o accelerăm. Realitatea și adevărul este că România nu va fi niciodată la nivelul Germaniei, de exemplu, ca nivel de bunăstare și condiții, din motive istorice, geografice și culturale. Dar sunt de părere că România își poate atinge adevăratul potențial dacă noi, tinerii, suntem cei care aducem schimbarea de mentalitate. Orice țară își poate juca mai bine cărțile pe care le-a primit. Și cred că noi, românii, nu ne atingem adevăratul potențial încă. Fiecare dintre noi am putea să vorbim puțin mai frumos, să citim puțin mai mult, să ne pese mai mult de societate, să ne comportăm mai frumos unii cu alții și să ne ajutăm reciproc. Cu cât mai mulți oameni fac asta, cu atât vom evolua mai mult. Nu cred deloc că e imposibil, ba chiar din contră. Cred că tu, cel care te uiți acum la acest video, vei aduce schimbarea încetul cu încetul, schimbându-te întâi pe tine și realizând că ești picătura din ploaia care face ca pomul să crească. Nu te lăsa niciodată pe gubaș și nu înceta să fii o forță a binelui, nu înceta să-ți pese de tine și de comunitatea ta. Așa să ne ajute Dumnezeu.